Astăzi, în incinta Muzeului Regiunii Porților de Fier din Drobeta, Turnul Severin, a avut loc o conferință științifică de amploare ce a reunit personalități marcante din diverse domenii. Evenimentul care a atras un număr semnificativ de participanți a fost onorat de prezența unor oficialități de rang înalt și invitați de prestigiu. Astăzi, la Muzeul Regiunii Porțile de Fier din Drobeta, Turnul Severin, s-a desfășurat o conferință științifică de înaltă ținută, care a reunit personalități marcante din diverse domenii. Evenimentul care a atras un număr semnificativ de participanți a fost onorat de prezența unor oficialități de rang înalt și invitați de prestigiu, printre care s-au numărat și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, și Doina Chircu, managerul muzeului. Invitatul special al conferinței a fost fostul președinte al României, Emil Constantinescu, a cărui prezență a conferit un plus de valoare și prestigiu evenimentului. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a subliniat în alocuțiunea sa importanța susținerii financiare a instituțiilor de cultură și a cercetării științifice. Venit la județul Mehedinți și mă bucur că, așa cum spuneați mai devreme, aveți legături serioase cu acest județ. Mă bucur și în același timp vă mulțumesc că dumneavoastră și ceilalți reprezentanți ai Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului ați luat decizia să organizați această conferință aici la noi, la Drobeta Turnul Severin, în condițiile în care Drobeta Turnul Severin a fost un port la Dunăre, este și sperăm să reușim și noi, cu mijloacele legale pe care le avem la dispoziție, să dezvoltăm acest port și turistic și comercial. Suntem într-un județ încărcat de istorie. Suntem într-un loc care ne demonstrează istoria noastră milenară. La mai puțin de 200 de metri avem piciorul podului Traian, construit între cele două războaie dacice de împăratul roman. Avem amfiteatrul pe care sperăm să-l restaurăm, avem castrul roman acolo. Am colegii de la muzeu care vă vor da toate detaliile, că sunt convins că sunteți interesați. Mă bucur că sunteți alături de noi, este o onoare pentru județul nostru. Vă doresc o ședere plăcută, urez succes acestei conferințe. Invitatul special al conferinței fiind fostul președinte al României, Emil Constantinescu, a cărei prezență a conferit un plus de valoare și prestigiu evenimentului. În discursul său, Emil Constantinescu a vorbit despre importanța educației și cercetării în dezvoltarea unei societăți moderne, dar și despre rolul pe care muzeele îl joacă în păstrarea și promovarea patrimoniului cultural. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici, pentru că această prezență indică un lucru deosebit, atenția dată cercetării științifice. Titlul pe care l-am ales sunt 2000 de ani între război și pace. 2000 de ani, pacea a fost mereu o situație temporară pentru pregătirea unui alt fel. Ca să scăpăm din acest lucru, avem două posibilități. O idee generoasă asupra viitorului, care se schimbe complet paradigma, și o altă idee importantă a ceea ce trebuie să reprezinte pacea. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, a evidențiat la rândul său necesitatea colaborării strânse între autoritățile locale și instituțiile de cultură. Suntem onorați și emoționați în același timp să vă avem ca oaspete al județului nostru. Nu în fiecare zi ai posibilitatea să ai ca oaspete un președinte al Republicii și un președinte dintr-o perioadă destul de dificilă a României, când statul nostru a trebuit să aleagă direcția cea corectă și faptul că suntem unde suntem, în mare parte, se datorează și prestații dumneavoastră de președinte de la acea vreme. Și vă mulțumim! Evenimentul s-a încheiat cu promisiunea unor noi colaborări și proiecte comune între instituțiile prezente. Conferința științifică de la Muzeul Regiunii Porților de Fier s-a dovedit a fi un real succes, aducând împreună cercetători, oficialități și pasionați de cultură și știință într-un cadru deosebit.